Salut oameni buni, bine ați venit la un nou video! S-a încheiat perioada de transferuri iar ultima zi a fost absolut nebună. Foarte multe mutări în ultima zi și au fost contracte care s-au semnat chiar în ultimul minut al perioadei de mercato. Au fost patru cluburi implicate într-un mare schimb de jucători cu Antoine Griezmann, care a fost principalul jucător despre care s-a vorbit. Griezmann pleacă de la FC Barcelona, se întoarce la Atletico Madrid și este șocul ultimei zi de transferuri. Antoine Griezmann, care... N-a reușit mare lucru la FC Barcelona, clar așteptările au fost mult mai mari în ceea ce îl privește, a avut și un salariu foarte mare pe care Barcelona i-l a plătit și era o mare problemă pentru club. Ei bine, Griezmann vine sub formă de împrumut la Atletico Madrid, urmând ca echipa din Madrid să plătească 40 de milioane de euro pentru transferul definitiv al lui Griezmann anul viitor. Pot să fac asta pentru că Saul Niguez a fost cedat de Atletico Madrid la Chelsea. Chelsea l-a anunțat pe Saul cu un hashtag Ola Saul. Iar Chelsea a plătit 4,5 milioane de lire sterline pentru promutul pentru un an urmând să plătească 40 de milioane dacă acesta se va transfera definitiv. Bineînțeles, această sumă de la Chelsea a facilitat aducerea lui Griezmann la Atletico Madrid, suma pe care Atletico o va primi de la Chelsea se va duce direct în transferul lui Griezmann, iar Barcelona l-a luat ca locuitor pe Luc de Jong, pe care l-a promutat de la Sevilla. Vine gratis Luc de Jong, Barcelona îi va plăti doar salariul, 1.2 milioane de euro pe an, clar un salariu mult mai mic decât cel pe care îl avea Griezmann. Acesta a fost șocul ultimelor ore, în ultimul minut s-a predat contractul lui Griezmann și până la urmă s-a putut face acest mare schimb între mai multe cluburi. La ora 23.59 de minute, chiar atunci, imediat după, se vorbea că ar fi picat acest transfer al lui Grisman urmând să cadă și celelalte mutări. Nu era nicio știre oficială și se așteptau confirmările. S-ar fi putut pierde acest deal chiar în ultimele minute, a fost totul la limită și au mai fost astfel de transferuri pe ultima sută care au picat tocmai pentru că n-a mai fost timp pentru a oficializa mutarea. Dar în cele din urmă a fost marele șoc al ultimelor ore. Pe de altă parte, alte cluburi au mutat și ele. Olympic Lyon îl aduce pe juron Boateng până în 2023, liber de contract. Lyon care l-a dat pe Depay gratis, a reușit să-i aducă pe Boateng și Shakiri, doi jucători care sigur vor fi foarte importanți acolo în ligon pentru Olympic Lyon. În orice caz, mutare foarte interesantă pentru Griezmann. La Atletico a jucat foarte bine acolo, a impresionat și a fost dorit de multe echipe. Sub comanda lui Simeone, probabil că va arăta și mai bine. Iar Atletico s-a întărit destul de mult pe plan ofensiv. Pare a fi cea mai solidă echipă din acest sezon de la Liga. Acum, cu un Griezmann în formă, Suarez, din nou, marcator bun pentru echipă, ar putea. Atletico să câștige un nou campionat și să fie acolo un al doilea titlu la rând pentru echipa lui Simeone. Sigur, Real Madrid rămâne în cursă, Barcelona pare că a căzut de tot și a pierdut jucători importanți. N-au făcut mari transferuri, n-au nici bani, au mari probleme pe partea asta financiară și de aceea au fost nevoiți să renunțe la mai mulți jucători. Griezmann e doar unul, dar a fost cedat și Emerson Royal, fundașul dreapta pe care doar ce l-au adus în această vară înapoi la echipă. 14 milioane de euro a costat aducerea lui Emerson de la Betis. Sper a cheltuit 25 de milioane de euro pentru brazilian. L-au pus pe liber pe Orie și l-au adus pe acest Emerson 22 de ani. Foarte promițător și cu siguranță va fi important aici la Tottenham. Dar un nou jucător pierdut de Barcelona. Și l-au dat și pe Moriba. Jucător format la Academia Barsei, care a semnat cu Leipzig. 16 milioane de euro a costat jucătorul Barcelonei. Este cotat foarte bine, Moriba. 25 de milioane de euro la doar 18 ani, jucătorul de origine din Guinea. Mijlocaș central, cu siguranță ar fi fost un jucător posibil care să demonstreze la cel mai înalt nivel și poate va face la Leipzig. Leipzig îl dă până la urmă pe Sabitzer la Bayern și l aduce pe acest Moriba mijlocaș central. Austriacul semnează cu Bayern tot așa pe final, pe 30 august. 15 milioane de euro, o sumă destul de mică pentru un jucător ca Sabitzer, cotat la 42 de milioane, jucător de bază la Austria și la Leipzig în sezoanele precedente. A jucat ar bune acolo și a făcut-o foarte bine, a crescut continuu. Real Madrid nu l-a luat pe Mbappé, a fost imposibil, l-a dus pe Camavinga până la urmă în ultima zi. Pentru a nu rămâne chiar așa fără niciun jucător transferat, Florentino Perez. 18 ani are Camavinga de la Ren, a costat 31 de milioane de euro și este un mijlocaș central de mare viitor pentru Real Madrid. Poate un înlocuitor pentru Luca Modric care este pe final de carieră, dar s-au zbătut atât de tare să-l aducă pe Kylian Mbappé. Uh, inițial, uh, am înțeles că au oferit 120 de milioane de euro, așa spun sursele. Ar fi crescut la 180 această sumă, uh, iar PSG ar fi cerut 220 de milioane ca mutarea să aibă loc, bineînțeles, o sumă astronomică. Uh, pentru 2021, uh, în niciun caz nu valorează niciun jucător uh, 220 de milioane de euro doar pentru suma de transfer în acest moment. Mai ales că Mbappé este în ultimul an de contract. Ar vrea să meargă la Real Madrid, probabil că o va face vara viitoare, dar Realul pierde un sezon fără Kylian Mbappé. Îl va aduce gratis, va fi loc probabil de alte transferuri dacă au într-adevăr un buget atât de grandios. Dar foarte interesant că Mbappé vrea să plece cu orice preț de la PSG, i s-ar fi oferit și un contract astronomic, 45 de milioane de euro net pe sezon pentru Kylian Mbappé. N-a vrut să rămână la Paris și pare că va fi dat la Real Madrid din sezonul următor. Camavinga vine, nu e clar dacă va fi titular sau nu la Real Madrid, dar trebuie să fie, până la urmă l-au adus pe o sumă importantă. Posibil să fie un jucător important pe viitor pentru Real Madrid însă. De asemenea, o mare bombă, aducerea lui Nuno Mendes la PSG, din punctul meu de vedere, mare lovitură dată de parizien tot în ultima zi, fundaș stânga era un loc unde Parisul nu stătea atât de bine. Nu un moment deci Campion cu Sporting Lisabona, cotat la 40 de milioane de euro la doar 19 ani, deja prezențe în naționala Portugaliei, unde are un adversar, să mă rog, un coleg, un competitor acolo pe post de renume Goreiro și nu are loc probabil încă în Nuno Mendes, dar este un jucător extrem de promițător, este luat împrumut pentru un sezon. PSG ar trebui să cheltuiască 45 de milioane de euro anul viitor dacă vor să-l ia definitiv în acest deal cu Nuno Mendes. PSG l-a cedat și pe Sarabia la Sporting și o mare lovitură acolo unde aveau nevoie de jucător fix pe postul care se poate mai slab, unde l-au pe Bernat, Fundașul stânga este în un moment Mendes care e posibil să fie titular în marea echipă pe care a construit-o PSG-ul cu Ramos, Marquinhos, Kipembe, Hakimi, o apărare foarte solidă pe lângă asta, tripleta aia fabuloasă în atac. Într-adevăr, pare a fi cel mai bun lot în acest moment la nivel european, PSG acolo și cu City. Și au cam construit cele mai tare echipe ale Europei și sigur se bat ca favorite acolo la Champions League în acest sezon. Arsenal îl ia pe Tomiasu, fudaș de perspectivă, jucătorul de 22 de ani al Boloniei, semnează uh, cu tunarii, 18 milioane de de euro uh, în ultima zi în care Arsenal a tot încercat să aducă jucători, ar, uh, a fost și el o țintă ratată de Arsenal. Până la urmă îl iau pe Tomiasu, care n-a fost tocmai dezbătut, Arsenal a fost ca singura echipă mare interesată de el. Poate și ca și fundaș dreapta, e bine pentru că l-au ucedat pe Berin la Betis. Berin revine în Spania, este împrumutat Berin cu opțiune de cumpărare cel mai probabil. Este un fundaș dreapta care a prins destule meciuri Ai acolo la Arsenal și până la urmă tunarii le iau pe Tomiasu. Îl dau pe Berin, oricum sunt pe ultimul loc și nu arată deloc bine lucrurile De văzut dacă poate uh, antrenorul Michel Arteta să uh, restabilizeze echipa lui Arsenal Să o aducă măcar la jumătatea clasamentului Am mutat și cfr -ul în ultima zi Floriște Ștefan vine la CFR Cluj uh, Deja 28 de ani pentru Floriște Ștefan Nu știu dacă e corectă informația asta uh, Nu cred Dar are 25 de ani, nu știu de ce au trecut 28 de ani Mă gândeam că e prea mult, 25 de ani Născut în 1996, Floriștefan. Deci o informație incorrectă, corectă, Sport ce faceți acolo? Semnează cu Cefere Cluj, Floriștefan. L-au mai adus pe Bordeian Înapoi, la fel, Culio Semnează cu CFR Cluj Cât timp va mai juca Culio? Asta e întrebarea Emanuel Culio, deja a ajuns la 38 de ani Semnează din nou cu CFR-ul la foarte multe echipe a jucat Culi, a trecut pe la multe formații, dar probabil la CFR s-a simțit cel mai bine toată cariera sa. Da, în orice caz, CFR Cluj, cea mai bună echipă din România la ora actuală, a arătat-o și în derbiul cu FCSB, victorie categorică și o echipă care foarte probabil va câștiga din nou campionatul. Am văzut că a plecat Crețul de la FCSB, a semnat cu Craiova, din nou un jucător dat afară de Becale care pleacă la Universitatea Craiova. Acolo unde probabil că se va bate la titlu în acest sezon Dar CFR Cluj pare a fi mare favorită Un lot numeros și valoros la ce reprezintă acum Liga 1 Foarte multe mutări în ultima zi A fost un spectacol total pe parte de transferuri Și avem foarte mulți jucători la echipe noi Care au plecat în această vară Printre care bineînțeles și mai mari Messi și Ronaldo Care au echipe noi și va fi un sezon deosebit Va fi o sezonă Premier League foarte tare, va fi un moment mare pentru Messi, în care trebuie să demonstreze că este atât de bun pe cât a arătat, -o și că poate să ducă și Parisul spre glorie, o să fie foarte tare mutarea asta lui Griezmann, total neașteptată pentru mine, a fost marele șoc, dar per total a fost un spectacol pe care ni l-a oferit perioada de transferuri. Oameni buni, acesta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut, nu uitați like acolo vine și o analiză a grupelor UEFA Champions piezi și vă face și o predicție pentru grupe, nu încă pentru câștigătoare, finală și altele pentru că am mai primit astfel de comentarii sau uh, uh, mesaje. Încă e prea devreme să avem o favorită la trofeul uh, UEFA Champions League, dar cu siguranță uh, putem așa să ne uităm peste grupe și să vedem ce se va întâmpla acolo. Uh, va fi o toamnă plină de dueluri dar cu siguranță și în campionate și în UEFA Champions League. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like acolo, nu uitați să vă abonați. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!